Slavă Domnului! Thank you, our worship team, for the emphasis in the worship. Slujim un Dumnezeu care niciodată nu ne părăsește, niciodată nu ne dezamăgește. Pe El îl onorăm în fiecare zi, slăbit să fie în Avem uh, ceva timp, la dispoziția noastră este șapte sfert. Nu vreau să promit nimic, dar sunt sensibil la tot ce se întâmplă în jur. So, uh, haideți să ascultăm cuvântul Domnului acum. Vă promit că nu o să spun poezie sau să o cânt sau și să predic, dar azi dimineață cei ce n-ați fost aici ați pierdut. A fost un frate scump care le-a făcut de toate și a fost super bine, da? Ok, acum o să fie puțin diferit, și vă mă rog să uh, îmi dați o dovadă că o să fac o predicare de succes cu ajutorul vostru. Amin? Ajutorul Domnului, spiritualilor. <laughs> ok, sau so, uh, vreau să citesc din uh, Apocalipsa de la capitolul, rămânem așa, nu e lungă citirea, dar de la capitolul 2, la versetul 12, până la versetul 17, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 12 la 17, și după aceea, primele două Primele două versete din Apocalipsa, capitolul 13. Să citim din două locuri. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 12 și apoi Apocalipsa, capitolul 13. Îngerul bisericii din Pergam scrie: Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde domnește satana, locuiește satana. Dar am ceva împotriva Tatălui, acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care învăța pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilului Israel ca să mănânce din lucrurile jerfite idilor și să se dea la curvie. Tot astfel, tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pucăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Cine are de ureg să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Apoi, în Apocalipsa, capitolul 13, versetele 1 și 2. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne, 7 capete, pe coarne avea 10 cununi împărătești, și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care a văzut-o, am văzut-o, semna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Amin. Pasaje amândouă sunt intriguing pentru că ele vorbesc despre această idee că undeva pe pământ, la data a scrierii a, a Revelației, există un loc în cetatea Pergam, unde Isus zice cu precizie, acolo este tronul Satanei. Apoi repetă la sfârșitul versetului, unde locuiește Satana. La nivel de simbol, ideea că tronul Satanei este undeva pe pământ, sigur, rezonează cu faptul că în așa multe puncte ferbinți de pe glob este o prezență acutizată a diavolului și este o sare de afaceri în viața umanității, în care noi nu avem altă explicație decât că o prezență stranie, o prezență, o prezență întunecată răuvoitoare, un rău care este aproape organic, originează cu prezența diavolului în locul acela. Acum, din capul locului, toată lumea trebuie să înțeleagă că diavolul și îngerii nu sunt omniprezenți, nu sunt atotputernici, nu sunt omniscienți. Aceste atribute, Omnipotența, a, a tot ști, știința și a prezența peste tot, omniprezența, sunt atribute ale singurului preanaltului Dumnezeu pe care îl slăvim și îl onorăm. Dumnezeu poate să fie prezent în două locuri în același timp, în toate locurile în același timp, când Iisus a fost în umanitatea sa, a dormit în curabie și n a fost în genezaret, da? pentru că era în umanitate. Și a limitat atributul de omniprezență. Diavolul nu poate să fie peste tot, îngerii nu pot să fie peste tot, deci, decât în, acolo unde ei au misiune. Aceste atribute sunt tipice pentru Dumnezeu și acesta este un lucru glorios, pentru că numai Dumnezeu este atât imanent, da? Adică, prezent foarte aproape de noi, imanența lui Dumnezeu este iminent că este acolo și transcendent datorită omniprezenței prezenței sale. Adică, în orice colț, la Alfa Centauri, în Univers, sau oriunde, uh, Dumnezeu este peste tot, omni prezent. Când ne gândim că Dumnezeu este un asemenea Dumnezeu, azi mi viață să au la Andrei că Dumnezeu dă nume la toată oștirea cerului, la galaxii și le cheamă pe toate pe nume. So, he's beyond the galaxies, right? El știe unde e Andromeda, unde sunt toate, da? Știe exact și este prezent în același timp, în timp real, nu virtual. Cu you believe că avem de a face cu un astfel de Dumnezeu. This is so neat, so great. Dacă n-ar fi fost așa, eu nu aș fi inventat un Dumnezeu de genul ăsta, pentru că nu vreau nimic mai puțin decât unul care e atot puternic, atot prezent, atot știitor, știutor și exact așa descrie Biblia pe Dumnezeul în care, cu care ne avem de-a face. Lăudați să fie numele Său, amin? Ar trebui să explodați în entuziasm la faza asta. Să fiți foarte bucuroși. Dar Iisus a zis, acolo, în Pergam, este scaunul de domnie al satanei. Acum, în Corinten, la 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4, zice Apostolul, Dumnezeul acestui viac a orbit mintea celor care sunt pe calea prezării, ca să nu vadă strălucind lumina lui Evanghelie pe fața lui Iisus Hristos, Dumnezeul acestui viac. De asemenea, am auzit chiar că de dimineață, acum are loc judecata lumii acestea, acum săpânitorul lumea acestea este judecat și va fi aruncat afară. Sau so, noi înțelegem că un război a fost în cer, cum este în Apocalipsa capitolul 12, unde Mihail și îngerul lui au luptat cu diavolul și îngerul lor și nu s-a mai găsit locul pentru ei, pentru că ei l-au biruit, printr-un singur fapt care biruiește, sângele mielului, sacrificiul perfect, ascultarea lui perfectă, pentru că cu timp înainte, pe cruce, Isus a expus în trenul de gândire din Coloseni, capitolul 2, versetul 13-14, a expus domniile, stăpânirile, le-a făcut de rușine. Dar l-a aruncat pe pământ, ok? -a, a limitat sfera lui de influență. Nu accesul. Adică nu, nu a putut să-i limiteze caracterul. Caracterul lui a rămas același din Era să trag câteva invective la adresa acestui caracter, dar îl lăsăm așa cum îi. Dar el va continua până când mai are jus, până când mai are suflare, va continua să producă havoc, să creeze trabul pentru poporul lui Dumnezeu și să cauzeze influențele lui. În Pergam acest lucru era foarte evident. Nu este invenția lui Ioan, treaba aceasta. Ce este Isus, cel ce zice? știu unde locuiești? Acolo unde este tronul Satanei. Într-un fel, tronul Satanei nu era în celelalte biserici, Filadelfia, Laodicea, Smirna, Teatira, Efes, dar era cumva limitat geografic unde aveau un. un uh, Prinț al, uh, al Imperiului Întunericului, la data scrierii Apocalipsei, era limitat și era bound geographically speaking, it's becoming fascinating, right? Foarte interesant subiectul acesta. Era legat de cetatea, de cetatea aceasta imperială uh, Pergam. Pergam, în orașul de azi în Turcia, Bergama, Bergama, da? un oraș mare, de sute de mii de locuitori, este o societate antică care are o densă istorie. Acum, în loc să vă cânt un cântec sau în loc să vă spun o poezie, o să vă spun un historical background. Sper să rămânem cu toți entuziaști. Ok? La data când Ioan scrie, la data când Ioan scrie, când vede revelația, Iisus, Is Io Ioan înțelege în Apocalipsa acest lucru imitor, că diavolul care a stat pe nisipul mării, actually prima parte din versetul 1, din capitolul 13, aparține cu capitolul 12. Asta e în original. Pot să vă spun apoi, și este în persoana a treia singular. Nu apoi am stat, cum zice persoana a treia singular, traduce în limba română, ci el, dragonul, balaurul cel mare, a stat pe nisipul mării. Ok? După ce a fost aruncat pe pământ. Sorry. Și zice Ioan, după aceea, persoana întâia auris, Apoi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece corne și șapte capete. Pe coarne avea zece cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am, am văzut-o semna cu un leopard, avea labe ca de urs, gură ca o gură de leu și balaurul, care este în capitolul 12, sau dragonul cel vechi sau sar, șarpele. Uh, da, cel vechi, versetul nou din capitolul 12 și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana. Acesta este balaurul din capitolul 13. Balaurul i-a dat puterea lui. Deci, îți dau o, două noțiuni aici. Este această idee de putere, dunamis, este cuvântul dunamis folosit. Și a dat și o stăpânire foarte mare, și este un alt cuvânt, exusia, adică autoritate, să exercite acea putere, acel dunamis. I-a dat pe amândouă. De exemplu, poliția care ne oprește pe noi la legea circulației, are exusia, dar nu are putere să-ți oprească humming-ul tău. Ok? Tu treci peste el dacă vrei. Există oameni destul, destul de cuprinși de uh, rău rage, care se gândesc două ori dacă nu trebuie să treacă peste polițistul ăsta care perturbă intrarea lor pe roșu, ok? Dar ei au doar exusia, doar autoritate. În spatele lor stă autoritatea legii circulației, badge <coughs> poziția lor, în toate. Dar nu au putere, nu au dinamis. Când vorbim de această creație monstruoasă care se fiară cu șapte capete și cu zece coarne din Apocalipsa, aceasta primește de la diavol, primește atât dinamis, cât și exusia, atât puterea fizică cât și autoritatea, autoritatea nu a lui Dumnezeu, of course, și autoritatea diavolului, Orice domeniu în care diavolul are vreo sferă de putere și de influență se dată mai departe acestei, acestei fiare compozite, care este fiara cu șapte capete, zece coarne. Dar diavolul mai dă ceva, balaurul cel mare îi mai dă ceva, îi mai dă scaunul lui de domnie. Alright? Să o cum ne gândim. Scaunul de domnie la data scrierii Apocalipsei este la Pergam, în Pergam. O să vedeți ce background istoric este pentru ca noi să ne dăm seama că yes, Isus n-a greșit deloc când a zis treaba aceasta. Credeți că Iisus a greșit când a zis scaunul lui la timpul prezent este în Pergam? Nu, nimeni nu crede asta. Noi toți credem că în, la data aceea istorică era ceva specific acele metropole antice care era Pergam încât se putea zice, Iisus putea zice foarte clar, scaunul lui de domnie. Este la Pergam. De asemenea, nu numai atât zice, acolo unde locuiește satana. Da? So, este un scaun de domnie și pe acest scaun de domnie, este o prezență demonică la cel mai înalt nivel. Does it dawn on you right now? Is it dawning on you? Scaunul acela de domnia al satanei, Satan's throne, nu este vacant. Ci persoana a cărui tron este, este bine, mersi și stă bine pe scaunul acela și trăiește, locuiește acolo. Aceste lucruri sunt foarte grave și ar trebui să facem sens de ele. Acum, de ce suntem noi aici? Pentru că eu, de la 31 august, o să plec în România și în România, frații din România, prietenii mei, bisericile alea din Timișoara, sunt foarte, la ora actuală sunt foarte dornici să audă conferințe despre apocalipsa și despre apocalipticism în general. Zaharia, Daniel. Toate Ieremia, toate acele a, porțiuni profetice. Într-un fel, în America nu este la fel, într-un fel, America nu este la fel, noi ne băgăm pe net, vedem o cimilitură de-a lui Florin Antonie sau de-a lui altcineva care au apărut așa niște voci acum și zic că puțină a, aplicație, pentru ce se întâmplă, Gog și Magog acum, cai apocaliptici acum, fiara, mâine și așa mai departe, scenarii, scenarită, ok? Ca să nu zic de alte perspective profetice, nu vreau să mai critic, dar a, vă sugerez, pentru că tăim timpuri foarte critice și periculoase, să ne cunoaștem cel puțin la nivel de frați adventiști și marturii lui Jehova Apocalipsa. Măcar noi nu prea vrem treaba asta, e prea complicat, zic pastorii. Prietenii mei din America, <coughs> a, nu, 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 nu te băga la chestiile astea, că e foarte greu să le dai de capăt. Și de aceea acum sunt uh, slujitorii, slujitori numai pe unul la Chicago, unul la Los Angeles, altul. Foarte puțini oameni îi interesează cu, cu adevărat ce spune, ce spune Apocalipsa. Haideți să mergem înapoi. Să Iisus zice, este un loc periculos, nu e așa, cel mai periculos loc alături de o persoană pe care o poți vreodată realiza fără să vrei că ești în acel loc, este prezența diavolului. Este un lucru fantastic să simți că chiar ești asaltat sau ești în proximitatea acestei prezențe nefaste. Și totuși așa se întâmplă. De aceea, cuvântul zice: Împotrivit să vă lui tari în credință, zice Petru, și ce va face el? Va fugi de la voi. Când Isus l-a pus la punct și s-a împotrivit, diavolul l-a lăsat pentru o vreme. Adică nu mai era în același punct unde era Isus, ci era în altă parte. Ok? Sau. So, e un lucru care ar trebui să ne dea de gândit și să înțelegem ce este cu această prezență imediată sau nemediată a unei forțe malefice a Domnului acestei lumi. Întrebarea este următoarea: Dacă în Antichitate, la data aceea, scaunul de domnie după Isus a fost în Pergam, unde este diavolul pe pământ azi? N-ați vrea să știți. nu interesant de știut aș zice că el are tronuri în diverse capitale ale lumii, în diverse parlamente, în diverse case albe, în diverse locuri. Și când noi merge aici cu afacerea, țuști pe tronul celălalt, în punctul celălalt de influență. Poate Pekingul sau poate Casa Albă, sau poate Vladivostokul, sau orice, înțelegeți ce vreau să zic. Dar există o prezență demonică clară și pământul nostru nu este... Tronurile astea nu sunt vacant. Ok? Prezența demonică este foarte simțită pe planetă. Dacă ați văzut azi, de exemplu, pe Sid Roth cu Is Supernatural. Vă uitați la Sid Roth? Probabil că da. L-a avut pe Jonathan Khan. Jonathan Khan este un tip foarte fain, foarte cool, de la timp urmă, am citit cartea lui de Herbingers, unde vorbea despre lucrurile care vin la noi. Jonathan Kahn este un evreu mesianic, îmbrăcat tot timpul la cravată și la uh, costum negru. Azi a fost la Sidrat. și a vrut să, uh, au vorbit foarte frumos, normal. Ne place cum este această emisiune, deși Sidrat Duce lucrurile într-un uh, anume punct care, zic eu, suferă uh, amendamente, dar uh, Jonathan Cahn a avut să promoveze cartea lui The Returns of the Gods. The Return of the Gods. Deci după Herbinger, care a fost câtva timp în urmă și și anul jubileelor și toate, Jonathan Kahn a scos acum o carte care, la care zice care o să fie un nou bestseller, pentru că foarte mulți creștini o să cumpere, The Return of Gods. Și acești Dumnezei care se întorc peste America, care l-a respins pe Isus, sunt Moloch, Izabela, Dumnezei antici care au fost Zeus cu satanismele, Satuia cu Bali și cu satanele din Detroit sau din altă parte, am stat și m-am gândit, într-un fel, nu era bine ca vorbind despre The Return of Moloch, despre întoarcerea Zeului care lua sacrificii de copii, mergea la altar puneai în brațele de aramă ale zeului pe copilașul tău, îl trăgea și îl bascula în foc. Da? Și tu erai convins că ai făcut cu cel mai mare din punct de vedere religios. Ai trecut pe copilul tău prin foc și probabil căzut jos, ars și-a murit în, chin în chinurile cele mai groaznice. În cartea lui Jonathan Can este sigur referință la faptul că din um, 1973, când Roe vs. Wade a fost dată peste țara asta, în America au fost martirizați peste 60 de milioane de copilași. Acum, America, când a, am ajuns la punctul când Roe vs. Wade este pe punctul să fie îngropată și overturned și alte legi să apară, care sunt împotriva borșunului în America, acum zicem, a, da, noi, noi știm ce se întâmplă. De ce n-am fost din 1973 o prezență ca și creștini? Să ieșim în stradă și să facem ceva, când aproape primul milion să fi zis, enough, it's Nu avem nevoie de tronul lui diavolului ca să ne de, de, tronul lui Moloch ca să ne ucidă copilașii. Dar nimeni n-a Nimeni n-a protestat neapărat vehement, s-au rugat creștinii, au făcut bătălie, grupele de spiritual warriors, dar nu au avut un succes încât a trebuit să treacă so many years, cu așa de multe milioane de copii avortați, încât noi să ne trezim. Și normal, toți oamenii bogați care au fost la Sid supernatural show, toți vor cumpăra cartea lui... Uh, și vor face din cartea The Returns of the Gods uh, uh, un nou bestseller. Dar diavolul este o prezență foarte, uh, foarte clară în lumea noastră, în poli de influență care sunt comutativi, în care el se mișcă, în care se, își, își asigne uh, diverse autorități care sunt sub el, îngerii care au căzut. Balaurul trăgea cu coada lui o trăime din sele. Au fost Big Shots care s-au -au raliat în nebunia și în rebeliunea înaintea lui Dumnezeu, în căderea aceea Luciferică, care astăzi sunt Big Generals, sunt uh, Six Stars Generals în armata lui, ca să zic așa, o idee. Sau prezența diavolului a se manifestat în diverse locuri în lumea noastră. De aceea, lumea noastră. Până când vine senatorul de drept și face ordine, da, lumea noastră este un loc periculos pentru creștini. Este un loc în care fiara are the upper hand. Când citești tot capitolul 13 din Apocalipsa, a primit autoritate peste orice limbă, peste orice națiune, peste orice norod, dar. Din nou, dacă găzduiești o nume teologie, zici, a, nu, 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 noi vom fi răpiți și fiara abia atunci apare. Nu cred asta. Cred că atunci Ioan, când a văzut lucrurile astea, era foarte conștient. Pentru că tronul era acolo, da? La Pergam. Ioan era conștient că prezența fiarei era deja atunci. Haideți să vă spun ceva. Ioan scrie în capitolul 13, revelația aceasta care a primit-o, este bazată pe Daniel capitolul 7. Foarte succint trecem prin aceste lucruri. În Daniel capitolul 7 zice, am stat, zice, spre deosebire de Ioan, Daniel să în patul lui. Ioan îi împadmosc, este condamnat în timpul lui Domitian pe insula Padmosc și acolo vede, vede apocalipsa. Daniel dacă îmi permite să vă capitolul 7, să în patul lui și în mintea lui trece, îi trec prin cap tot felul de vedeni. Haideți să vedeți contextul. Daniel, capitolul 7. Aceasta este în, în anul 1 al lui Belșațar. Vă amintiți numai așa pentru o situare în istoric, Belșațar a murit în anul 593, când o mână, un cap de mână a scris pe zid, pe zidul palatului împărătesc din Babilon, deci era urmașul lui Nebucanețar, Babilon era acolo, și o mână a scris mene, mene, tekelu, farsin, adică numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și a fost foarte mare panică la banchet și până la urmă Daniel le-a spus foarte clar. Dar ce se întâmpla? Acesta a fost octombrie 30, 539, acesta e anul istoric, înregistrat în istorie. Căderea Babilonului super și chiar în noaptea aceea moartea lui Belșațar. Dar în anul întâi al domniei, care a fost de 12 ani, Belșațar, adică la 553, a văzut, Daniel a văzut lucruri. În anul 1, vedeți capitolul 7, acestea sunt înaintea morții lui Berșațar, of course, moarte survenită în 539, aceasta este cu 12 ani înainte, da? 14 ani înainte. <coughs> și hai să citim. În anul 1 al Berșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis. Și a avut vedenii în mintea lui când? când era pe sofa, când era în pat, ok? Să so, unul vede vedenii în padmos și este cu lațul de gât, cumva, nu? Tradiția catolică zice că l-au băgat în butoi cu ulei încins și a ieșit teafăr de acolo. Acesta este Ioan în padmos, nu? În timpul lui Domitian. Și celălalt, un boier în sistem, da? În Babilon, favoritul, everybody's favorite, Daniel, nu? Era în pat, dar zice, în urmă, a scris visul... În urmă zice, am visat azi noapte. Well, let's see if I can remember the details. Voi nu viți azi noaptea și ați vrea să țineți minte. Uneori o surprind pe nevastă mea cu ce detalii visez uh, noaptea, ce îmi trece prin cap. Dar nu-i deloc uh, relevant, uh, Stresuri. Aș vrea să fie cum a fost la Daniel, dar nu, nu, nu merge așa. Ok? Depinde ce mănânci seara, depinde ce grijuri ai. La Daniel a fost diferit. Daniel era un om metodic și se ruga și citea și vedea din cărți unde este său. Suntem în anul 553 și zice a, a văzut visul, în urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Și zice, Daniel a început și a zis, deci a început și urma uh, grafia visului. În vederea mea de noapte am văzut cum cele patru vântele cerului au izbucnit pe marea cea mare. Daniel capitolul 2, da? Versetul 2. Daniel capitolul 7, versetul 2. Și, patru fiare mari au ieșit din mare, deosebită una de alta. Patru fiare mari au ieșit din această mare acea mare, pe care bântuiau toate vânturile, de aceea era o succesiune istorică. Cea din tâi era un leu, avea aripi de vulturi, M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile, iată că a doua fiară era ca un urs, stătea într-o avea trei coaste, i s-a zis scolăte și mănâncă multă carne. M-am uitat mai departe o altă fiară ca un pardos care avea pe spate patru aripi ca o pasăre, fiara aceasta avea și patru capete și s-a dat stăpânire. După ce m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o patra fiară, nespus de grozavă, de înspăimântătoare și puternică. A venit și din mari de fier, mânca sfârma, că în picioare ce mai rămânea, era cu totul deosebită, toate fiarele de mai înainte și avea zece coarne. Am uitat cu băgare de seamă la coarnele astea, până a ieșit un al 11 la corn și din fața căruia au căzut trei coarne, deci am rămas cu 8 coarne, nu? Pe un singur cap. Și zice m-am uitat tot timpul până când s-a terminat cu fiara aceasta, dar zice, haideți să vedeți, un lucru care vreau să îl uh, implementez în uh, înțelegerea noastră. Versetul 11. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care rosea cornul acesta, cornul mic al optulea. M-am uitat, auziți, vă rog, versetul m-am uitat Până când fiara a fost ucisă, și trupul său a fost nimicit și aruncat în foc care să fie, ca să fie ars. Sau, so, fiara aceasta este o fiară perenă care n-a încetat să existe până la punctul terminus al judecății. Ea a apărut în succesiunea istorică ca fiind cea de-a patra fiară, adică să începem, da? la primărie două, la prefectură 2, în total 14 steaguri, da, cum zice Prisanda. Hmm? Nu. Prima fiară, fiara babiloniană, a fost urmată în succesiune de fiara persană, da? A fost urmată în, în succesiune de fiara macedoniană al Alexandru Macedon. Alexandru Macedon Clu este că a fost Swift, că a avut patru arip, s-a dus peste tot, s-a dus până la Indus, da? Până la Indus. Indusul e granița lumii cu India, da? Până acolo a ajuns. Un imperiu fantastic și uriaș în 10 ani, de la 323 până la 333, de la 333 până la 323 când a murit. Imperiul lui s-a dezmembrat și s-a împărțit în patru, la cei patru generali. -au, au, au, arut, au, au apărut patru împărății. A fost Casander care a luat Macedonia și o parte din Tracia, Grecia, da? A fost Lysimachus care a luat orașele grecești din Asia Mică, Pergam, Efesus, Mirna, Miletul, toate orașele acelea, nu crede cineva că acolo a fost prezență turcească. Nu, no. Turcia a venit mult mai târziu. Acelea au fost coloniile grecești super frumoase și super mari. Comerțul lor cu Grecia, cu Italia, cu toată lumea, de pe de, de, țărmul de vest al Turciei, partea de vest a Turciei de azi. Aceea a fost o civilizație, un leagăn al civilizației grecești începând de sus de la Troa, Miletul, știți din faptele apostolilor ce citim despre astea. De la, de la, Bosfor în jos, da? totul a fost al orașelor grecești. Bosfor, Dardanele, Marea Egee, Marea Marmara, toate astea. Ok? Orașe foarte înfloritoare. De fapt, Persii și grecii s-au războit foarte tare și primele conflicte care le-au avut grecii, înainte de Alexandru Macedon, da? au fost au vizat Sardisul, au vizat Tiatira, au vizat orașele mari, colonii grecești pe care, greci, pe care perșii au pus ochii, pentru că erau foarte bogate, erau foarte afluente, aveau Mediterana, aveau toată lumea, până la coloanele Hercului, în corăbile lor. Ok? Său, so, aceasta a fost cea de-a patra fiară a lui Alexandru Macedon și orașele grecești. Dar fiara cea de-a treia fiară, trebuia să spun. Dar cea de-a patra fiară, deci acum înțelegeți de ce e vorba de patru uh, capete, trebuia, cred că, să spun și pe ceilalți doi generali, m-am oprit la Casander Lisimachus, au fost alți doi, Seleucos, Nicator, întâi, și Ptolemeu, întâi, care a luat Egiptul. Seleucos a moștenit toată partea de Babilon până la Indii, un imperiu fantastic nu ar trebui ca cineva să nu-i placă faza asta cu istoria. Și după ce a plecat Imperiul Alexandru Macedon, a apărut cea de-a patra fiară. Despre celelalte, Daniel scrie așa, Versetul 12. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor. Și ele au căzut istoric, da? Vorbind. Babilonienii, perșii, macedonienii, grecii. Dar zici așa. Dar li s-a îngăduit o lungire a vieții lor până la o vreme și un ceas anumit. Adică au avut un interval istoric unde au fost. Super, au, au avut o stăpânire fantastică, dar după timpul respectiv, Macedon a căzut, imperiile celelalte două au căzut, Ptolemei în Egipt și Seleucis, Seleucos în, Seleuci în Babilonia și mai departe. Dar fiara care a venit și le-a înlocuit, și care a fost Imperiul Roman, Ion zice, din asta a apărut și a apărut tot trabul care există și a trebuit să înțelegem un singur lucru. Civilizația vestului care s-a născut din această fiară nu a încetat să existe. Noi, ceea ce suntem la ora actuală, inclusiv cu emigrarea în lumea cea nouă a suntem de fapt un produs al civilizației vestului, al Romei. Ok? Această fiară nu a încetat să existe. Ia doar s-a complicat în existența ei ca învergură, ca putere, fiara aceasta n-a rămas cu un singur cap, ci a mai primit și celelalte șase capete, sunt șapte capete și zece coarne, cea pe care o vede Ioan în Apocalipsa. Acum vreau să, dacă înțelegem lucrul acesta, suntem pe drumul cel bun, ok? Acum vreau să mai spun un singur lucru, Fiara din Apocalipsa este o fiară compozită, adică, zice, semăna, avea gură ca de leu, avea gheare ca de urs, ok? Se mișca ca un pardos, deci era o fiară recapitulativă ce vede Ioan în Apocalipsă la capitolul 13. Și culmea despre fiara aceasta, până la urmă, ne spune în Revelație, că Balaurul i-a dat puterea, i-a dat Dunamisul lui, i-a dat Exusia lui și i-a dat tronul. Ok? Să trăim la ora actuală, ca să -ți țin scurt treaba aceasta, trăim la ora actuală cu o asemenea, o asemenea a, a prezență a unei fiare cu mult, multicapete multi și cu multicoarne, ok? Și tronul acesta care diavolul a avut la data respectivă la Pergam, ok? Este în puncte multiple unde răul este prevalent, unde creștinii sunt. Ioan a avut în contradistinție, vă rog să înțelegeți următorul alt lucru. Ioan, în contradistinție cu Pavel și Petru, nu au vorbit frumos de imperiali. Pavel ne-a spus, care a avut o experiență cumva cu drumurile Romei, cu Pax Romana, cu Lex Romana, toate lucrurile astea, au fost bune pentru el să meargă în Tracea, să meargă prin Via Apia, să meargă peste tot, să circule cu căruța sau cu cai sau cu ceputul sau cu răbine. ok? Că romanii, dacă ai fost pe uscat, au fost au fost trupele lor care funcționau. Dacă a fost pe mare, romanii au avut corăbii, galere iuți, care au curățat Mediterana de pirați, care au fost înainte o plagă. Deodată, lumea romană, este a safe world. De aceea Pavel își scoate pălăria și zice să fiți supuși săpânirilor că sunt de la Dumnezeu, să rugați pentru un împărați, pentru Petru la fel, da, în pasajul paralel. La Ioan nu este așa ceva. Pentru Ioan imperialii sunt fiare, pentru Ioan, Ioan a văzut persecuția. Acum să deschidem următoarea paranteză. Revelația a fost scrisă după anii uh, 90. Actually a fost scrisă, Ireneus, episcop din anul 185 în Franța, ne spune în cartea lui de căpătăi împotriva ereziilor, că Ioan a văzut în timpul lui Domitian... Apocalipsa, domnia lui Domitian 84-96, da? Și de asemenea, tradiția catolică sugerează că Ioan a murit probabil după Domitian prin anul 96, dar de la Pavel, Petru, au văzut puțin ce era prin Roma, cu Nero și toate lucrurile care s-au întâmplat la focul din anul 63, după aceea ei imediat au fost martirizați, tradiția zice anul 67, închiși, martirizați, dar Ioan le-a văzut ce a fost dincolo de Nero. Ioan este un longeviv și în anii aceia 90 el a văzut tendințele, a văzut ridicându-se această fiară care este domițian. Care își face temple, care obligă pe oameni să aibă un cult al Imperiului, în care ei, persoanele auguste și divine, care sunt pe tronul Cezarilor, sunt nu știu dacă e om sau dacă e zeu, de la Octavian August încoace. Ioan a văzut toate aceste lucruri. A văzut cum a suferit creștinismul și cum se pregătea de suferință, și în Duhul vedea ce va fi mai departe. De aceea, el nu vorbește des, deloc despre imperiali ca și fiind, merită ascultarea și merită. Este cumva o diferență în care el zice, traversăm o epocă cumplită, fiara a apărut, influențele sunt foarte mari, țineți-vă bine, fraților, și zice în, cap în capitolul 13: Cine este, de fapt, destinat să meargă în închisoare, în închisoare va merge. Cine este destinat să fie tăiat cu sabia de sabie, va fi tăiat. Adică, the tables are turned on the Christians și better, um, my friends, zice Ioan, fiți pregătiți pentru că am intrat într-o fază a istoriei care e foarte, foarte periculoasă. Ok? Valurile acestea de prigoană care au început după Nero și prin Domitian și toți ceilalți au continuat până pe vremea 402 în vremea lui Decius și Valerianus. Ok? nu nimic care au cu numele Valeriu. Alright. Hello. Fiara era o prezență. Fiara a apărut după căderea Macedoniei, după căderea grecilor, imperiului Alexandru Macedon, după căderea imperiilor care s-au născut din aceste imperii, adică Seleucizii, Ptolemei, Lysimachus, Cassander, astea s-au dus și romanii au avut the upper hand și au continuat să existe între lupt. Roma a căzut, dar s-a dus în Bizanț. Ok? Capul de moarte a Romei părea rănit, dar deodată fiara se recompune și este în Bizanț și apare turcii, o cuceresc în 1453 la căderea Constantinopolului. După căderea asta, civilizația vestului continuă, prin Carol Malter, prin pe pin, prin Dragoberți, hei, astea sunt aiureli care nu, nici nu trebuie menționate, dar sunt istorice. Am zis aiureli pentru că avem repulsie de prea, prea multe date, ok? La data scrierii Apocalipsei, haideți să ne întoarcem puțin la ce s-a întâmplat cu mesajul bisericii din Pergam. Pergamul, este o cetate fantastică, a fost capitala lui Lysimachus, unul din cei patru al lui Macedon. Lysimachus a fost un uh, prieten foarte apropiat, bodyguardul lui Alexandru Macedon. Când a murit Alexandru Macedon în 323 în Babilon, Lysimachus a fost omul lui de încredere și general tânăr, a crescut la curtea lui Filip uh, lui Alexandru, poate a fost educat împreună cu el de Aristotel, așa mai departe. Era omul lui de încredere, Lisimachus. Lisimachus, când s-au certat ceilalți trei generali, și și el a fost implicat, care voiau succesiunea Imperiului, Marlui Marului Imperiu, a pus mâna pe banii, pe banii lui Alexandru Macedon. Istoric, s-a dus după mirosul banilor, ok? Zice pastorul pastorul tânăr, unde să mă duc, Me oferă și salarul ăla acolo și biserica aia îmi oferă salarul la și mai mare și zice pastorul bătrân, pastorul tânăr, go for the money, God is everywhere. Lisimahus a luat banii. Banii au fost în formă de lingouri de aur. Aș vrea să vă spun o cifră fabuloasă, e marcată în Diodorus Siculus, în Herodot, în toată lumea istorică antică, dar pare așa, de domeniul fantasticului. 9000 de talanți de aur. 9000 de talanți de aur. Un talant are 30 de kilograme, un talant de aur. 9.000 mulți cu 30 ne dă 270.000 de kilograme de aur, 270 de tone de aur. Lissimah a zis, a, unde să punem aurul ăsta? Toți ne atacă, toți, ok? A zis, ok, am găsit locul, unde să-l punem? A desemnat pe unul din generalii lui, acum din Imperiul lui, pe unul fil, uh, Filajertus, trebuie să țin toate numele astea, l-a desemnat să aibă grijă să găsească un loc unde să pună trezoreria lui Macedon. Și ce a găsit? A găsit The City of Pergam. A dus cu atelaje, cu boi, a încărcat și a dus din Babilon tot aurul acela și l-au depozitat în fortăreață. Pergam înseamnă fortăreață? L-au. Pus în fortăreața aceea, care era păzibilă, au pus gărzi de pază permanente în jurul lor. Totul a fost bine până când până când acest Lysimachus a avut interfețe multiple. Știți cineva de un nice school guy, Dromichaites? Dromichaites a fost un rege getodatic care avea okay, domeniul... Please. Dunărea inferioară. Dunărea inferioară. Pe ambele maluri ale Dunării, de la corabia zimnică încolo până la vărsarea Dunării Mare, era, era domeniul, era regatului lui Dromikaites. Ok? Dromi Caites, înseamnă alergare și Caites în limba greacă înseamnă cel ce alergă cu părul vâlvoi, cu părul mare și fuge cu părul în vânt. Aceasta este numele lui Dromichetes. Dar bine, Dromichetes, Lisimach a venit la Dromichetes și a vrut să se extindă din Tracia, să treacă peste Dunăre și a dat de Dromichetes. Asta. Se zice că unul din general Dromichetes, Șoaiteș, sună aproape românește și dacic, s-a dus la Lisimach și a zis, vrei să te duc la Dromichetes? Eu știu exact unde e unde e poziția tot.” și l-a dus, Lisimahul a fost naiv, generalii lui a zis, ok, let's go for it, și l-a dus undeva unde armata lui Dromihetes era bine situată și au înfrânt pe Lisimahul și armata lui. Uh, lui Dromihetes a zis, se era dac din tată în fiu, da? Mai târziu a fost Burebista și Decebal și Scorilo și aia, da? OK, suntem în sacramentul anul de grație 2022 și vorbim de Dromihetes, bure, Decebal. decebal, cui îl interesează? Acum suntem cu cu pe malul stâng al Dunării, au trecut Dunărea în cevam posibilitate. Și Dromihetes l-a captat, se zice că l-a captat și pe și pe băiatul lui Agatocles, OK? Și a dus Sfernicii au zis, măria ta, ucide să terminăm o dată cu nebunii ăștia, dar zice domnul hai haideți să facem altceva. Au pus pentru ei un banchet. Și la banchetul acela au venit dacii și au, fost, au zis, acum voi trebuie să jucați popoare barbare. Atât trebuie la daci. Se le spune că trebuie să fie mai barbar decât dacii, ok? Cu modul cum se comportă la mâncare, la friptane, la băutură, la agresivitate, la certuri între ei. Lysimachus, care era uh, cult și rafinat și s-a uitat la ce se întâmpla acolo și a zis, oh, nu poate să fie adevărat, a zis, rege, o rege, a zis Dromietes, ce te determină pe tine să vii la câmpiile noastre, care n-au nimica, nu se poate cultiva nimica pe ele, e pusiu totul, te bate crivățul, nu este papa, nu este apa, nu este nimic, ce te face pe tine să vii din Grecia, din Macedonia, din orașele, din... Uh, din Asia Mică, să vii să iei teritoriul ăsta. Și a zis, uite, du-te în casa ta, înapoi la regatul tău, lasă-mi pe fica ta, regină, ok? A luat-o de nevastă, Dromihetez? Nu vă place treburile astea? Sunt amănunte drăgălașe. Dar n-a mai venit niciodată la... înapoi ca să cucerească țara lui Dromihetes. Dar ce era în Pergam? Capitala lui Lisemahu s-a rămas tot în Pergam, numai în timp ce el a fost angajat și în bătălie în dreapta, în sânga cu Egiptul, cu, a, a fost o mare vânzoleală. Dacă citești istoria aceasta, este... n-ai cum să ți minte, ok? Eu am citit-o de multe ori, de aceea am mai țin câte ceva minte, ok? Um. După moartea lui Lysimachus, cam prin anul 294, da? ca Rafli, la vârsta de 80 de ani, au venit, a venit un alt general, Fileertus ăsta, l-a trădat pe el în timp ce era în campanie, a zis, aurul e cu mine, cetatea e cu mine, nu mai putut să o ia înapoi, Lysimachus, și au venit alții care au întemeiat această dinastie. Deci, acest filaertus a făcut un alt, un alt regat acolo, în jurul pergamului. Și unul dintre descendenții săi, Eumenes, a construit în jurul orașului, în, pe, pe Movila de Calcar din oraș, a construit unul din cele mai mari altare antice, Altarul lui Zeus. Altarul lui Zeus a avut o înălțime cam de 40 de picioare, ok? Pe acest altar se aduceau jerfe, era uh, glorificat Zeus, era glorificată Atena, uh, contrapartea uh, feminină a lui Zeus, Ante Atena. Deci, se, a, se aduceau jerfe necontenit acolo. Mai mult ca atâta, când perșii au căzut, au cucerit Babilonul, preoții zeilor din Babilon, Marduk și Iștar și alții, istorie, istoricii spun că au plecat în Pergam și au reînviat tot cultul acela de Pontifex Maxim, Maximum care era în Babilon. Ce, ce înseamnă Pontifex Maximum? Foarte interesant. Pontifex Maximum înseamnă. Uh, Făcătorul de, de, de poduri. Și babilonienii, în religia lor, densă, mistic și uh, practici de toate genurile, considerau că marilor preoți acced prin, uh, prin ceea ce fac ei cultul respectiv la Iștar și la Marduc și la toți ei respectivi care erau în Babilon. Aceștia s-au mutat cu acte în regulă în Pergam. Unde au reinstituit tot cultul acela din Babilon. Foarte, foarte interesant. Deci, nu numai că este, sunt imperiale acolo, da, care au pus mâna pe zona aceea și au făcut oase mică, vorbesc de romani, dar romani au luat și titlul acesta de Pontifex Maximum. Cine a luat titlul acesta a fost primul Cezar, apoi l-a luat Augustus, apoi l-a luat până celălalt prin Nero și până la Domitian la ora scrierii cărții. OK? Domitian se credea și el zeu. Am fost în Muzeul din Efes. Unde este parte dintr-o statuie a lui Domitian care a fost în Efes, de șapte metri înălțime. Azi în Muzeul de, din Efes te plimbi pe lângă Uh, uh, un pedestal și pe pedestal este gâtul lui Domitian, gros ca un om și capul așa mare, cam un metru înălțime are capul. Statuia a fost de marmură albă, sculptată, cruciații când au trecut pe acolo au scrijelat cu sabia o cruce pe capul lui Domitian. Ok? Ghidul ne-a zis, uitați ce fain au creștinat pe Domitian, care a fost prigonitorul creștinismului. Uitați-vă, până la urmă, triumfă. Iisus Hristos, nu uh, gloria uh, lumii și gloria prigonitorilor, ci Iisus Hristos cu crucea lui are de upper hand. Amen? Mai este brațul lui, brațul lui stâng, așa, care iară, uh, așa, este. Uh, în muzeul din Efes. Am văzut lucrurile astea, ok? Când Ioan a scris Apocalipsa, în Pergam era, mergea cultul Atenei, mergea cultul lui Zeus, încă ceva. În 1868, turcii, otomanii, Imperiul turcesc aveau nevoie de var pentru construcții. Ok? Ce au făcut? Au început să dărâme altarul, marele altar, altar al lui Zeus din Pergam, care, am zis, era 40 de metri înălțime, și ardeau piatra aia calcaroasă ca să o transforme în var. Lor le trebuia var. Pe ei nu interesează civilizația, nu interesează panteoane, interesează... ca și pe Isis, care a început să distrugă în nordul Irakului vestigii creștine fantastice de milenii. Au fost arheologi germani în 1886, 1866, 1866 a Shusei, care au văzut ce făceau cu pantenonul grecesc, cu altarul lui Zeus. Și statul german a plătit prin arheologi turcilor să mute altarul de la Pergam. La ora actuală, altarul de la Pergam este Muzeul Pergam din Berlin. Ok? L-au mutat piatră cu piatră, l-au pus pe vapoare, l-au dus cu trenul, l-au dus și l-au refăcut, l-au reconstituit. Acum, a, ca să se lege toate, tronul acesta al satanei a fost o, o identificare a lui Zeus făcută de către Iusin Martirul. La anii 100-165, Iustin Martir a murit ca martir la Roma în 165, dar el a scris aceste lucruri. A zis Zeus al grecilor sau Jupiter al romanilor, nu-i nimeni altcineva decât satana. De ce altarul care s-a dus, care a fost cu jerfel lui Atena și lui Zeus din, din Pergam, a fost un altar dedicat satanei niciun alt creștin nu a uh, identificat cu atâta precizie cât de, uh, cât de grav a fost cu cultul zeilor din mitologia grecească. Dar aceștia erau demoni foarte puternici, satana însuși a zis Iustin, era cel ce domina cultul lui Zeus, olimpianul din, uh, din Pergam. De aceea, tot ce se întâmpla la data scrierii Apocalipsei de către Ioan, cu activitatea aceasta foarte febrilă de jerfe și tot, cu faptul că cei mai bogați oameni din Pergam doreau să ajungă Pontifex Maxim, să fie, să fie mari preoți în Pergam, este, este, printre alte ciudățenii ale acestei mari metropole un, un amfiteatru, un teatru de 10.000 de locuri săpat în munte. Trebuie să vezi poze, să-ți dai seama de cât de mare a fost cetatea. Bergamo, Bergama, orașul turcesc, e un oraș foarte mare. Dar, de fapt, tot, tot, tot punctul important în, al, al, antichității a fost, a fost, acea, acea colină înaltă de 300 de metri, unde era, mergea cultul în neîntrerupt, unde veneau oameni la teatru, care imediat în, a fost imediat în vecinătatea acestor altare, și uh, participau la toate festivitățile, se vindea carne acolo, se mânca rafinat. Dacă erai creștin și voiai să fii în și voiai să ai și tu influență, nu, nu erai tu cel mai important în Bergam. Erau ăia care făceau cultul, cultul uh, uh, lui Zeus, cultul uh, lui Demeter, cultul lui Asclepios. Era o școală de vindecare acolo cu, cu șerpi și cu... Ce a fost în nici nicio altă cetate nu a existat așa o rătăcire spirituală, cu componențe, cum am zis, babiloniene. De aceea, acolo, spiritual și prin prezența uh, altarului lui Domitian, care avea pretenția să se aducă jerfe acolo, sediul acela este sediul diavolului. Ok? Este tronul satanei. Am încercat să fac această incursiune ca să Înțelegem cum anume aurul a fost acolo, imperiile care s-au succedat și s-au vânzolit pe acolo au făcut sinteza aceasta, sincretismul acesta de religii în care prezența diavolului era o chestiune foarte puternică. Isus a recunoscut-o. Haideți să mergem acum mai departe. În învățătura, în învățătura către Biserica din Pergam există referința lui Isus care zice, acolo domnește Satana, acolo e tronul diavolului, dens de religia falsă și păgână și de uh, misticismul păgânesc, zice, acolo a fost ucis antipa, prietenul vostru, tovarășul vostru, martorul meu credincios. Un timp riscant pentru biserică, în, în, printre primei martiri, nu chiar prime, dar la anii, ceva ani antecedenți, precedenți de anii 90, a, a fost martirizat acest martor, zice Iisus al meu, martor credincios care a fost Antipa. Pergam a fost un loc foarte periculos datorită prigonirilor, Pergam a rezonat mai târziu, cu uh, poate uh, cam uh, 100 de ani mai târziu, când, uh, uh, când la Smirna, un oraș la 50 de kilometri mai jos de Pergam, moare martirul acesta minunat, Policarp. Ce zice proconsul în ziua morții sale, în anul 155? A zis, blasă-mă pe Hristos! Aceasta era ce trebuia să facă dacă ajungeai la linia de martiraj blasă mă pe cristal și uh, o să scapi. Uh, oferă uh, oferă în cinstea împăratului Romei uh, pe altar uh, tămâie și o să scapi. Și Policar a refuzat lucrul acesta și a murit ca martir. Deci asta a fost o 100 de ani mai târziu, dar tendința a fost de pe vremea lui Domitian și celorlalți împărați care au după el, ok? Pentru creștinii din Pergam n-a fost simplu de trăit. Deși era a, o cetate afluentă, foarte bogată, cu foarte multe lucruri care mergeau, foarte multe bresle care produceau foarte mult pentru toată lumea imperială, creștinii aveau un rol secundar și ști, simțeau a, această prezență demonică care radia din, din tronul satanei. Ne întoarcem în zilele noastre. De asemenea, poate e bine să menționez, creștinii din biserica din Pergam au avut probleme pentru că erau acei nicolaiți care susțineau învățătura lui Balaam, care a învățat pe poporul evreu ce să facă, lucruri foarte grave ce s-au întâmplat în șensul Moabului. Influența lumii era foarte mare și unii din creștinii din Pergam pur și simplu cedaseră influențelor acestor demonice pur și simplu avantajele de a fi bine văzuți de șefii orașului, șefii cetății, erau deloc neglijabile și atârnau în balanță la foarte mulți creștini remarcabili de acolo. Dar, prigoana începuse, Ioan vedea lucrul acesta, Pergamon este locul unde este foarte mare influența satanei. De asemenea, Pergamul este locul unde în biserică pătrund influențele lumii. Ah, it's it's ok. se ziceau, da, e ok dacă mănânci carne jertfită templelor, este ok dacă există libertinismul în abordarea modului cum ne uităm la rolul sexului și la tot ce avem aici. Foarte multe influențele rele erau acolo. Isus l-a incriminat acestea. Zice, am ceva împotriva ta. Ești acolo la locul unde domnește satana, unde trăiește satana, unde locuiește satana și mai bine să te pocăiești, zice el, pentru că am să vin să mă războiesc cu ce este rău în biserică. În biserică nu era un grup care se numea Balamit sau Nicolait, dar practicile care erau acolo, influențele erau foarte mașcate. Acum vreau să fac aplicația. Ok? Trăim într-o lume în care multipolar, prezența fiarei este aici. Prezența balaurului este aici. N-a plecat niciunde. N-a plecat pe Marte sau să plece în Saturn sau altă. Diavolul a rămas mai departe Dumnezeu acestei luni. El a pierdut decisiv bătălia prin crucea lui Hristos și prin ascultarea lui Hristos și a fost expus ca atare. Dar el continuă bătălia și lupta lui de guerilă în care să-și manifeste influențele nebunia din lumea noastră, a, incursiunea sângeroasă din istoria americană cu 60 de, peste 60 de milioane de copii avortați, cu nebunia care este la ora actuală în sfere și pe care noi o vedem și zicem, Doamne, așa ne rugăm și noi, dacă avea rozara, am trage de mărgeare, nu? Schimbă, fă o schimbare, că e mult prea mare nebunia. Și el stă și semnează cu tot felul de silouri și dă la senatori tot felul de silouri pentru ordine executive aberrante, care sunt împotriva Lui Hristos, împotriva viziunii iudeo-creștine despre lume. Trăim într-o societate în care, în alte țări, în Bruxelles este așa, paradele gay și etc. și etc. peste tot, nu? Știu unde locuiești, zice Iisus. Doamne, vremea a devenit prea târzie. Nu e deloc simplu pe planeta Pământ. Dă-ne Tu putere să săm pentru adevăr, chiar dacă ne costă. Amin? Tu ești cu noi prin toate aceste vânzoleli de istorie, Tu ești Domnul istoriei și nimic nu -ți te poate frustra pe tine de biruința finală. Până la urmă, Hristos care este regele. Ioan zice aceste lucruri. N-au putut să-l biruiască. Cei zece au dat, au dat toată puterea fiarei la vremea sfârșitului, capitolul 17 din Apocalipsa, unde vorbește despre distrugerea Babilonului și toate celelalte. Dar zice, s-au războit cu mielul, dar n-au putut să-l biruiască pentru că, guess mielul, zice Ioan, este Domnul Domnilor și regele regilor. S-ar putea să fim ignoranți de mesajul Apocalipsei. S-ar putea să găsim modelul propus al revelației din Apocalipsa Intricate. Greu de digerat. Când Ioan a înghițit toate lucrurile astea în capitolul 10, zice, zice îngerul, ia și mănâncă criticica aceasta. Zice și-a mâncat-o. Și când am gustat-o, era dulce ca mierea în gurul meu, dar vai de mine, zice el, după aceea mi s-a amărât tot, 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 tot pânteciul. Și îngerul, îngerul a zis, trebuie să trăiești cu durerea aceasta. Și să pro prorociești mai departe despre neamuri, despre împărății, despre împărați și despre tot ce s-a întâmplat. Și a prorocit și cartea lui a rămas valabilă până azi. Frații și surori, în așa multe feluri cred că suntem nepregătiți pentru ce urmează. Pulsațiile răului le vedem în jurul nostru și noi ne rugăm entuziaști zicem, Doamne, for more years, for more years whatever. Dumnezeu să ne dea alte vaci grase, da? Dar după vacile grase, vin șapte vaci slabe. Istoria nu începe cu vacile slabe și vin grasele și le dau cu copita nou. Istoria începe cu vacile grase și vin șaptele slabe care le înghit. Istoria începe cu șaptele pline, spice pline, și vin spicele uscate de vântul de răsărit. Ok? Și le pe acelea. Dar cu Isus, dar cu Isus, în Pergam sau în lumea în care trăim, could you hear me tonight? Avem șansele să fim biruitori. Cine aude, zice bisericii din Pergam, ce zice Duhul bisericii, celui ce va birui, dar cum biruie Antipa, care va mânca din mana ascunsă și va primi pașaportul nou și piatra albă? Cum biruie? Punându-și la bătaie gâtul în fața Serbiei? Cum biruie Policarp, care va mânca din mana ascunsă și va avea piatra și va fi un sâlp în templul Dumnezeului Celui Viu și în nou Ierusalim? decât spunând, am trăit 86 de ani și Domnul meu mi-a făcut numai bine, nu o să-L las acum și să mă lapă de El și să-L pe El, Iisus Hristos este Domnul, și-a dat drumul la torțe și l-au și a fost o tare, entuziasm pentru Hristos, până în ultima suflare. Ceea ce vă propun eu, vouă, nu vă propun fantezii în șapte poze și zece etape, nu. Vă propun un adevăr care este profund. Dacă vrei să fii birutoriu, you better cling strong to Jesus. Stai aproape de Domnul tău, du-te unde se duce El, însușești și mentalitatea biruitorilor Lui, care nu precupeze niciun efort, ci care mierg, merg, așa cum zice capitolul 14, unde merge mielul. Ei sunt verguri, sunt, sunt puri, pentru că urmează pe miel oriunde merge el. Amin? Am vrut să fie un eye-opener cumva. Realitatea, fizicalității acelui tron al satanei unde nu s-a schimbat. Trăim în societate, într-o societate periculoasă. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze pe fii și fiicele acestei biserici să nu se lasă legănați în hedonismul lumii în care este imersată societatea colegilor, a școlilor, a universităților, ci să putem sta pentru Hristos oriunde are El nevoie de noi. Amen? Ești tu gata împotriva tuturor prezenților diavolului, simțind suflarea ferbinte a lui Anticrist care vine, Ești tu gata să stai pentru Hristos și numai pentru El? Poți să zici în această seară, da, Doamne, poți să contez pe mine? I will ride with you. Vrei să faci lucrul acesta? Dumnezeu să ne ajute pe fiecare Hai de să ne ridicăm în picioare, să dăm un răspuns Duhului Sfânt, să cerem putere pentru anii care vor veni, să nu ne legănăm în iluzii, ci să putem fi realiști și să cerem biruință de la Domnul în numele Lui Iisus Hristos, ne rugăm cu toții. La sfârșitul rugăciunii, frate să, să încheiem cu rugăciunea și protecția Domnului peste noi, ne rugăm cu toții. Amin.